Weekendul trecut, în sala polivalentă din municipiul Brașov, s-a desfășurat a 18-a ediție a Cupei României la taekwondo pentru juniori, copii, cadeți și seniori. Au participat peste 500 de sportivi de la 35 de cluburi din toată țara, inclusiv sportivii de la Real Taekwondo Botoșani. Aceștia au reușit să impresioneze. Mai precis, au obținut 20 de medalii individuale, dintre care 8 medalii de aur, 2 de argint și 10 de bronz.